Bună seara, Stella, bună seara tuturor! La Sighișoara trăim cu adevărat un moment de sărbătoare. Festivalul Proetnica a transformat cetatea Sighișoarei într-o adevărată capitală a dialogului intercultural, dar și într-un spațiu care promovează buna înțelegere între oameni și respectul reciproc. De fapt, acestea sunt valorile unei societăți multiculturale, așa cum este și România. La scenă, spectacolul continuă, cele 20 de minorități naționale cântă și dansează. Chiar acum pe scenă sunt grecii din România. Ceva mai târziu sunt așteptați în recital special invitații acestei seri, trupa Mano & Gregor, prima trupă de muzică indie folk din România. Să știți că în aceste zile povesteam cu cei din Sighișoara, iar comunitatea este tare mândră pentru existența acestui eveniment multicultural. Noi spunem și mai mult, pentru România multiculturală, festivalul Proetnica este o adevărată realizare. Noi rămânem în cetate până mâine seară, vă așteptăm și pe dumneavoastră și vă mai spun că ediția din acest an se va vedea la Conviețuiri, într-o zi de miercuri, în luna septembrie, de la ora 3 după amiază pe TVR1. Noi rămânem în cetate, toate gândurile bune de aici. Stella, înapoi la tine!